Înafumați, județul Ilfov. Aceste două femei așteaptă momentul potrivit ca să traverseze ilegal drumul național 2, supranumit și drumul morții. N-au vizibilitate bună în stânga, dar se încumetă. Am văzut că puteam să nu evit, dar... Nu trebuia să evitați pentru noi, trebuia pentru dumneavoastră în primul rând să evitați. Știu, am greșit, îmi pare rău. Faceți asta des? Nu, nu. Traversă și intru chiar vis-a-vis de casa mea. Vă dați seama că e mult mai comod, chiar dacă riscul e mare. Cealaltă femeie se întoarce tot pe acolo. O greșeală care i-ar putea fi fatală. Pe drumul cu două benzi pe sens și autoturismele și tirurile circulă cu viteză mare, dar în localitate traversarea ilegală pare sport național. Iată, trei persoane în nici 30 de secunde. Bicicliștii încalcă și ei regula, tot punându-și viața în pericol. Ați traversat așa, pur și simplu. Păi și ce să facă? Păi nu vă e teamă de mașini? Păi m-am uitat în stânga, în dreapta. Dumneavoastră treceți tot timpul pe la trecere? Câteodată nu. Sunt oameni care se grăbesc, sunt oameni care traversează de la un magazin la altul. Ministerul Transporturilor vrea să construiască acum pasaje subterane. Două vor fi în localitatea Afumați, pe DN2, și încă unul pe DN1, la intersecția Tâncăbești cu Snagov. În total, 9 astfel de pasaje vor fi construite în localitățile de lângă București. Discutăm despre Snagov, Afumați, Popeșle, Ordeni, Bragadiru și Jilava. Fiecare pasaj subteran va fi construit la standarde europene și va fi dotat inclusiv cu lift. De asemenea, costul fiecărui pasaj va fi de 60.000 de euro. Ideea e bună și în opinia specialiștilor, dar cu câteva condiții. Este mai ușor să intri pe sub stradă la 3, 4, 5 metri maxim, decât să urci pe o pasarelă sau pe un pasaj supraterran. Este mai confortabil dacă, evident, îi asigur și un iluminat corespunzător și ții pasajul ăla cât de, într-o stare de funcționare decent, adică nu îl faci focar de infecție sau un loc unde oamenii sunt bătuți sau jefuiți. Astfel de pasaje se vor face și în alte județe. Prin Planul Național de Redresare și Reziliență ne-am asumat că acolo unde avem puncte negre, să începem să construim pasaje subterane, vor fi dotate cu lifturi și acolo unde se poate cu scări rulante. Construcția acestor pasaje va începe anul viitor. Acum se pregătesc licitațiile pentru studiile de fezabilitate. România e pe primul loc în Europa la numărul de accidente rutiere. Anul trecut s-au produs în medie zilnic 76 de accidente, în care 4 oameni au murit.